Bună seara și bine v-am regăsit, stimați prieteni, la emisiunea Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, în fiecare zi de marți și de joi intrăm în casele domniilor voastre cu ediții speciale. Pentru astăzi discutăm despre faptul că în ultimul timp, de fapt, s-a întețit numărul celor care semnează așa zisa petiție sau declarație de unire. Am avut mai multe reacții atât din partea șefului statului, cât și din partea diferitor persoane fizice. Aceasta ne-am propus să discutăm astăzi împreună cu Grigore Novac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit, domnule Novac. Bună seara și bine v-am găsit. Și Dumitru Roibu, activist civic. Bună seara, domnule Roibu. Bine ați venit la emisiunea Reflector Analitic. Mulțumesc pentru invitație. Domnule deputat, haideți să începem prin a explica celor care ne vizionează la această oră, de fapt, ce se întâmplă cu adevărat în localitățile Republicii Moldova și ce presupune această declarație de unire, iau în ghilimele de rigoare, pentru că și prin intermediul rețelelor de socializare vedem că sunt plasate astfel de anunțuri. În ce constă? În primul rând, făcând o analiză a tuturor declarațiilor care au apărut în presă și care se face atâta tam-tam și mediatizare, vedem că sunt identice, doar că se modifică acolo autorii semnatari. Asta ne duce la gândul că este o acțiune bine centralizată și gândită. Hai să admitem că coincide textul la unei declarații sau două, dar nu chiar toate. Și în acest sens vreau să vă zic că avem și informații veridice în urma cărora îmblă colindatul aceste elemente antistatale, diferite formațiuni politice, începând cu Băsescu și nu doar, mai sunt vreo câțiva tineri, să zic așa, care, în opinia mea, nu întâmplător fac aceste lucruri, fac un lucru bine regizat, au un scop și ridică acest val al, cum spune, centenarului, unirii, nu știu care acolo. Vedem că toate aceste lucruri nu ar fi posibil fără acordul tăcit a Partidului de Guvernare, vorbesc mai concret de Partidul Democrat. Un alt element este că în toate cele 7 primării, la cârma acestor primării, sunt exponenții PD-ului. Deci, ca de fapt și semnatarii. Noi am condamnat categoric astfel de acțiuni, cu toate că, din punct de vedere juridic, ele nu au absolut nicio valoare, doar că toate acțiunile pe care le fac dânsii cad sub incidența mai multor articole din Constituție, din Codul Penal al Republicii Moldova și din Legea Securității Statului. Și când cineva ne spune, eu azi am ascultat și conferința de presă a liderului PL, nu degeaba se zice că a făcut 13 ani de facultate și la drept și totuși se vede că șchiopătează la acest capitol. Articolul 337 din Codul Penal al Republicii Moldova prevede expres că trădarea de patrie și se descrie elementele care de fapt... În ce constă, de fapt. În ce constă. Pe de altă parte, noi, Convenția CEDO, dar și Constituția Republicii Moldova, ne indică foarte clar că, și aici vreau să deschid parantezele, ei spun că chipurile că e un fel de libertate de exprimare, dar astfel de documente importante, cum ar fi deci Legea Supremă a Statului, Constituția Republicii Moldova și Convenția CEDO, ne indică că libertatea de exprimare poate fi limitată în interesul statului. Și aici când vorbim despre separatism teritorial sau nu știu ce, în primul rând ne duce la gândul că astfel de acțiuni ar trebui contracarate. Și aici Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Procuratura Generală a Republicii Moldova, în primul rând ei trebuie să fie cei care să contracareze, să... Statele vecine au o pedeapsă destul de dură la acest capitol. Păi, dacă la acest capitol eu pot să vă dau citire din articolul 30 din Constituția României, spre exemplu. Da, vă rog, spuneți. Sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii îndemnul la război, de agresiuni, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică și tot așa mai departe pe text. Legea numărul 51 din 1991 privind siguranța națională a României, articolul 3,
amenințări la adresa securității naționale a României, la litera H, inițierea, organizarea sau săvârșirea sau sprijinirea în orice mod acțiunilor totalitariste, extremiste, de surginte, comuniste, fasciste, legionare sau de orice altă natură, rasiste, antisemiste, revizioniste și, atenție, separatiste, care pot pune în pericol sub orice formă unitatea și integritatea teritorială a României, precum și incitarea la fapte ce pot periclita. Deci, nu este nimic. Și la fel, codul penal al României, la fel, prevede pedeapsă pentru astfel de acțiuni. Deci, nu este nimic nou sub soare. La fel și legislația noastră națională în vigoare prevede pedepsirea unor astfel de acțiuni. Convențiile internaționale ne duc și ne indică expres că astfel de acțiuni nu sunt binevenite. Noi avem tratatul de la Helsinki, care s-au stabilit hotare că dacă începem a revizui tot, atunci globul pământesc se transformă de jur împrejur într-o, nu știu, un focar foarte periculos care de conflicte, de da? Conflicte. Da. Dacă încep mă și fiți atenți. Toate elementele astea, începând cu coruptul ăsta și penalul ăsta din România, pe nume Băsescu. De ce nu ajunge să discutăm și despre de, de ce nu face astfel de acțiune ca care le face la noi? Nu le face în pe teritoriul Ucrainei. Dacă ei totuși pretind odată că e România, nu știu cât de mare acolo, și dacă fac trimitere la istoric și nu știu la care drept și întoarce la nu știu care mamă acolo, de ce nu fac astfel de acțiuni pe teritoriul Ucrainei? În sudul Moldovei, în nordul Moldovei, Bucovina și așa mai departe. Vă zic de ce. De atât că SBU e frumușel de urechi ca pe iepuri, îi pune în sac și trezesc în primul izolator. Da, vreau să-l întreb de fapt pe domnul Roibu. Domnul Roibu, de ce SIS tace, de ce procuratura tace, cum se explică astfel de fenomene în Republica Moldova și de ce tocmai în aceste circumstanțe domnul deputat Novac făcea referire la faptul că practic majoritatea primarilor care au semnat aceste declarații sunt reprezentanții PD-ului care, cel puțin la nivel oficial, zic că ei nu susțin astfel de teze. Nu, noi nu o să vorbim, cred că, la moment despre, sau poate Grigore da. Poate să spună despre dualismul sau dublele standarde ale Partidului Democrat, când într-o situație ei sunt stataliști, iar în altă situație ei sunt unioniști înflăcărați și eu chiar mi se pare că între ei încă nu s-au înțeles până la urmă referitor la anumite concepții. Dar, reieșând din ceea ce s-a întâmplat în aceste localități, eu mă gândesc că aceasta este, în primul rând, o lipsă de bun simț față de locuitorii acelor sate. Iată, eu m-aș întreba, eu oricare sat, da, de exemplu, satul Puhoi, da. Pe domnul primar Frunză. Și iată, dumnealui, când merge prin localitatea astăzi, de exemplu, cum se simt oamenii după așa zisă unirea lui? Iată ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat miraculos în aceste localități. Eu am vizitat unele dintre aceste sate care au semnat această declarație, nu sate, dar aleșii locali, și vreau să vă spun că situația acolo nici pe departe nu ar spune că există în la conducerea acestor sate oameni profesionaliști, oameni competenți, care să dezvolte localitățile lor și așa mai departe. Eu cred că asta este o pregătire de teren pentru viitoarele alegeri parlamentare, încât ei încearcă să-și găsească barca în care se sară în viitor. Nu exclus că această barcă este și Partidul Democrat. Dar având în vedere că după, iată, dacă să luăm Puhoi, Feștelița, Parcova, Opaci și Rusăștii Noi. Dintre aceste 5 localități, primarii au fost aleși în 2015, 2 pe lista PLDM, 2 pe lista PD și unul candidat independent, care acum înțelegem că toți într-un sac sunt în Partidul Democrat. Asta nu face față, în primul rând, localităților respective, pentru că, de fapt, ei poate să adopte semne declarații în fiecare zi, că pământul e plat sau oricare. Da, dar consecințele pot fi drastice. Consecințele pentru ei pot fi drastice. Pentru satele, mie îmi pare rău de aceste localități, pentru că iau asemenea conducători, pentru că, de fapt, ar trebui să ocupe cu altceva. Legea administrației publice locale spune că autoritățile publice locale și exercită în condițiile legii autoritate în limitele teritoriului administrativ. Și eu mă întreb, iată, asta ce înseamnă? Separatism dacă eu semnat o asemenea declarație. Dacă asta e separatism, atunci de ce Serviciul de Informații și Securitate tace? Dar Serviciul de Informații și Securitate, noi cunoaștem în ce stare el se află. Eu sper foarte mult că cu numirea noului director, el va încerca măcar să întreprindă careva acțiuni. Era clar pe timpul domnului Balan că din partea lui există o toleranță totală față de asemenea acțiuni de separatism, de diviziune teritorială și așa mai departe. Asta nu face față nici cum unui conducător, a unei instituții care răspunde de securitatea statului.
Cetățeanul de rând trebuie să înțeleagă că noi trebuie să cerem responsabilitate din fiecare funcționar. Ești director SIS, unde este reacția serviciului? Ea nu există. Ministerul de Interne, ce nu reacționează? Guvernul, Parlamentul, alte instituții, da, partidele politice fac anumite declarații și asta și trebuie să aibă loc. Dar noi vorbim din caz real când primarii și consilierii absolut își depășesc atribuțiile lor. Ce ține de competențele primăriei Phoi sau Rusăștii Noi să decide să unească cu România sau nu, să nu stă în competențele lor. Asta este pe de o parte un populism ieftin, pe de altă parte lipsă de rușine față de locuitorii acelor sate care au votat, iar ei la rândul lor trebuie să, acești aleși locali, trebuie să vină cu proiecte reale, concrete, în mod special de infrastructură, pentru că vă spun, cunosc situația în acele sate, ca cetățenii să bucure de ei, dar nu să iasă cu fel de fel de aburieli în fiecare săptămână. Și asta, apropo, nu cred că sunt ultimele primării, iar vor continua să arate că, iată, tot mai multe și mai multe. De fapt, noi în Moldova avem peste 900 de primării, eu cred că lor, că în fiecare zi să aibă câte asemenea declarații, nici vreo 3 ani nu le ajunge. Domnule Novac, atunci când vorbim despre acești reprezentanți ai unioniștilor, asemenea declarații, trebuie să facem referire și la partidele care au cel puțin o anumită vechime pe ieșicherul politic din țara noastră și au susținut această cauză. Însă, într-una din emisiunile televizate la un post din țară, ex-președintele României, Traian Băsescu, și actualul lider, dacă am putea spune așa, Punului, spunea și cu permisiunea dumneavoastră o să citez, atunci când a fost întrebat despre o posibilă alianță cu aceste partide unioniste, spunea: nu am observat să aibă procente consistente, și făcea referire nemijlocit la PL și PNL. Asta ar însemna că și în continuare ei lucrează oarecum divizat, pentru că ar fi logic o anumită coagulare reieșind din doctrina pe care o împărtășesc. Evident, avem partide politici care deschis promovează aceste mesaje antistatale, au mers în campanii electorale cu astfel de mesaje. Cu toate că, în mod normal, astfel de partide ar trebui să fie în afara legii. Nici nu ar trebui să fie măcar înregistrate la Ministerul Justiției. La noi a fost o carență? La noi există carențe în legislație care le permite la ziua de azi să promoveze aceste mesaje. Însă, cu siguranță, timpul le va pune pe toate la locul lui. Este binevenit că aceleși partide la care faceți referire se află la un nivel de încredere a populației foarte și foarte jos. Este bine știut că în politică 2 plus 2 nu e 4. Deci chiar dacă și-ar uni toți împreună forțele, nu cred eu că accede în Parlament, deoarece chiar și așa și PL a discreditat total încrederea electoratului. Și pe de o parte este bine că noi avem astfel de unioniști sinceri pentru interese. În ghilimele. Că eu am vorbit de mai multe ori și am spus chiar și în plenul Parlamentului că atât timp câți bani pompează România aici în Republica Moldova ca să promoveze acest mesaj al Unirii, și pe de altă parte ăștia noștri fură cu succes, pe de o parte îmbucurător, pe de altă parte strigător la cer, că în primul rând noi îi avem, în general, în Republica Moldova, și doi, că toate mărșăvenile pe care le promovează ei o fac din interes material. Noi nu odată am vorbit că Republica Moldova are restanță la capitolul ăsta statalitate, și eu cred că aici în unele situații trebuie să dovedim, să dăm dovadă că avem maturitate politică și toți absolut să condamne acțiunile, nu doar actorva ONG-uri, că dacă te uiți pe lista asta la Ministerul Justiției unde sunt ONG-urile înregistrate, îți pui mâinile în cap și acolo, în primul rând, toate chipurile, promovarea drepturilor omului și nu știu ce, toate legate practic cu drepturile omului, însă în esență au un caracter subversiv, aș zice eu, la adresa statalității Republicii Moldova. Și cu regret, eu deja nu mai țin minte câte interpelări, materiale care practic dovedesc
caracterul infracțional acestor ONG-uri și partide, începând la decuparea sistemei de stat de pe drapel oficial al Republicii Moldova și toate promovarea prin instituțiile de învățământ, unde nu au voie să facă politică. Îmblă cu, îl târâie ca pe, știți cum, pe malul mării îmblă cu, cu cămila așa de, de căpăstru și îl duci, și nu vrei să fotografiezi cu zeca și îl târâie și pe Băsescu prin toate raionele Republicii Moldova. Și în acest sens, sper, eu chiar am făcut câteva zile în urmă, am făcut un, o interpelare oficială către Procuratura Generală și Serviciul de Informații și Securitate, le-am făcut și trimitere. Eh, să admitem noi că chiar dacă facem, să ajungem până la absurd, că nu sunt specialiști acolo și nu-i duci capul unde să deschidă codul penal, ori Constituția Republicii Moldova, ori legea cu privire la SIS, le-am făcut trimitere la articole din legea cu privire Serviciului Informației și Securitate, le-am făcut trimitere la codul penal, la Constituția Republicii Moldova, Convenția CEDO și toate actele internaționale care condamnă astfel de acțiuni. Sper eu, cum a spus și colegul Dumitru Roibu, că avem un director nou la SIS, poate a mișcat carul din loc. Chiar mi-am pus speranțe mari. O să vedem. Mai este termen pentru că să mă răspund oficial, dar o să vedem cu ce se va termina tot asta. Da, domnul Roibu, dumneavoastră cum vedeți această stare de lucruri? Până la urmă se pune sub semnul întrebării gradul de credibilitate a PNL-ului și a PL-ului ca și partid politic. Asta ar însemna, noi pe parcursul acestei emisiuni vom încerca să facem legătura atât cu doamna Pavlicencu, cât și cu doamna Guțu, ca să aflăm poate din primele surse cum au decodificat ei acest mesaj. Dumneavoastră ce ați înțeles? Noi trebuie să pornim, eu vă să vă întreb, dar dumneavoastră ați luat că PNL-ul și PL-ul chiar au credibilitate politică și susțineri mai ales. Nu mai vorbesc de specialiști și se presupune oameni. Că orice partid în momentul creierii, drept obiectiv, are ajungerea la guvernare. Așa, nu? Cel puțin din punct de vedere teoretic se întâmplă lucrurile. Teoria politică spune că da, într-adevăr toți luptă pentru a prelua guvernarea, însă nu toți pot dea dovadă de capacitate de a conduce țara. Ei nu pot dea dovadă de a conduce un oraș. Iar cât țin de PNL, ei n-au putut să dea dovadă nici măcar de capacitatea de a acumula măcar 0,2% la toate sufragerile la care au participat vreodată. Partidele respective, în viziunea mea, eu în mod particular, mă refer puțin la PNL, este un partid care a deschis într-un fel cutia Pandorii. Noi ținem minte situația de prin 2011-2012, când prin instanțele judecătorești le-a fost permis să scrie în statutul lor al partidului că scopul lor de bază este unirea cu România. Și atunci, în viziunea mea, a fost și un moment de ruptură, în urma cărui am început și mai mult să folosească de această posibilitate. Pe de altă parte, Partidul Liberal, aceți vă aminte conferința de presă al Mihai Ghimpu la Комсомольска правда, când el spune, нет, мы не за унирию, у нас ничего такого не записано. Да, în campania prezidențială, el merge cu Uniți pentru Unire și e foarte greu să înțelegi omul respectiv, el când are dreptate și când e sincer, dar probabil niciodată. Retorica este duală. Bineînțeles. Și atât PNL și PL, eu nu cred că sunt actorii care s-ar bucura de atenția noului partid în care au trecut fugarii de la Partidul Liberal, că de fapt ei sunt toți de o mamă. Într-un fel nu există niciun... Mai există și reformatorii. Cunosc de așa creatură politică, dar până când rezultat sau ceva esențial în urma activităților nu s-a văzut și nici nu cred că se va vedea. Haideți să fim sinceri. Atât Ana Guțu, cât și Mihai Ghimpu, cât și Șalaru, și Chirtoacă și alții, ei din 2009 până în mulți ani în continuare, s-au aflat și în Parlament, și în Guvern, s-au aflat și la conducerea primăriei capitalei. Spuneți-mi ceva cu ce noi putem să ne mândrim în urma activității lor. Iată, eu asemenea exemplu nu cunosc. Eu în mod special mă refer la așa candidaturi ca Guțu și Pavlicencu și Ghimpu, și Șalaru inclusiv. Șalaru, noi cunoaștem contractele lui de reparație trenurilor în România, care peste câteva luni ard și s-au cheltuit milioane de euro. Dacă asta e fața unionismului, atunci mulțumim, noi cu așa fenomene nu vrem să avem de-a face. Dacă asta e politica lor care ne-ar duce mai aproape de România, păi mulțumim, dar noi cu așa oameni, cred că mai departe, de sapă de lemn nu vom ajunge niciodată. De aceea noi trebuie să fim foarte duri și critici la adresa și a partidului
partidelor și a personajelor politici din, și le spun anume personaje, pentru că ei nu sunt persoane politice, sunt personaje politice, ei joacă rolul destul de bine. Noi trebuie să fim foarte critici și duri în relația cu ei, pentru că asemenea persoane nu au crezut, nu cred și nu vor crede niciodată în Republica Moldova. Anume din acest motiv, noi nu putem să ne așteptăm la anumite efecte și rezultate pozitive pentru țara noastră în urma activității lor. Dar, domnule Novac, spuneți-mi, vă rog, da, până la urmă putem vorbi despre o legitimitate juridică, nu știu, acestor acte care sunt semnate? Nu, nu au nicio legitimitate. Și nici legalitate. Și nici legalitate. Ele mai degrabă sunt niște declarații populiste. Vă zic, eu nu cred că aceste lucruri se întâmplă în, nu sunt întâmplătoare. De ce? V-am zis, unul, textul este identic peste tot. Mesajele cu care se vin și cu care se îndreptățesc aleșii locali sunt unele și aceleași. Și mai mult ca atât, dacă vă uitați peste tot, este scris declarație. O declarație bine. Au declarat și mai departe. Eu pur și simplu, pe cine nu o să întrebați din toți, nici nu știu cum să le zic, vreau să le găsesc un calificativ mai mare. Mai așa, mai interesant, da? Mai interesant. Măscăricii ăștia locali, ei nu o să vă dea o argumentare de ce. Deci uitați, în general, logica bolnăvicioasă a unionismului. Uitați cum promovează mesajul ăsta. Că să unească cu România de atâta că acolo sunt pensiile mai mari. Oricât drumurile sunt mai bune. Dar voi și nu vă duci capul să faceți un drumuri, nu vă duci capul să munciți, să faceți salarii mai decente, pensii și așa mai departe. Dacă nu vă duci capul, plecați naibii și vin cei care se pricep la lucrurile astea. Nu umblați, știți cum, dacă nu știu cum să dau cu vară în casă, asta nu înseamnă trebuie să dau focul la casă. Oricum, deci ei parazitează pe astfel de mesaj, cum ar fi, că Moldova nu există, că e nu știu ce e acolo, că e o creatură a nu știu cui. Băi, băieți, dar voi, tot e legat ori de Rusia, ori de Uniunea Sovietică, adică au pretenții acolo. Și ajung tocmai undeva, tocmai pe la Stalin încolo ajung. Dar nu spun de domnule ce. Domnule Novac, mă scuzați, este doamna Guțu pe cealaltă parte a firului. Bun. Revenim la discuții, încercăm să discutăm cu dumneavoastră. Doamna Guțu, bună ziua! Alo, bună ziua! Cine spune regia? Este doamna Guțu disponibilă să discute cu noi? Alo, bună ziua, doamna Guțu! Bună ziua! Sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi discutăm în cadrul emisiunii Reflector Analitic mai multe aspecte ce țin de semnarea acestor declarații de unire. Probabil ați văzut și dumneavoastră, dar în același timp făceam referire și la declarația domnului Băsescu, care, fiind întrebat în cadrul unei emisiuni televizate dacă ar merge alături de alte partide din Republica Moldova în campania electorală din 2018, spunea că trebuie să vedem câte procente au aceste partide care se unesc. Ce însemna asta? Că Partidul Unității Naționale nu va merge cu PNL-ul și cu PL-ul? La ultima întâlnire pe care președintele Traian Băsescu a avut-o cu cetățenii la Nisporeni, dumnealui a spus foarte clar că fortificarea polului unionist nu neapărat înseamnă salvarea unor politicieni care au rămas în urmă de roata istoriei. Ceea ce înseamnă că toți unioniștii de bună credință care vor să lupte politic pentru unirea Republicii Moldova cu România trebuie să vină sub standardul Partidului Unității Naționale. Fiindcă partidele politice pretins unioniste care au participat ani de rândul la scrutine parlamentare și care din cauza liderilor au luat procente foarte mici în competiție și care au îmbătrânit ținând ștampila partidului în buzunar, nu cred că mai pot fi luate în seamă pentru lansarea în viața politică a Republicii Moldova a unui pol unionist puternic. Doamna Guțu, anul 2018 este un an electoral. Se poate întâmpla ca PUN-ul să se regăsească pe aceeași linie cu PNL-ul și cu PL-ul? Și reformatorii, de fapt? Nu cred, fiindcă aceste partide sunt
cum să vă zic, se identifică prea mult cu liderii lor și liderii care nu au știut să facă un pas înapoi și să lase în prim plan generația tânără. De fapt, sunt partide ștampile. Dar Partidul Liberal Reformator, tot doamna Guț, cer scuze, Partidul Liberal Reformator face parte din această categorie de partide care stau cu ștampila în buzunar? Nu, nu face, fiindcă Partidul Liberal Reformator nu s-a întrunit în Congres din 2015 și nici în statut, nici în program nu are dezideratul unionist. Dar spuneți-mi, vă rog, din partidele existente din Republica Moldova, ca și doctrină, ca și orientare, cam înspre cine v-ați orienta? Nu ne orientăm spre nimeni. Ele trebuie PD-ul să este mai aproape noi, ca... Dacă au de gând. Dar dacă PD-ul... au de gând să participe la alegeri într-un pol unionist puternic. Dar eu vă zic că în politică 1 plus 1, adică un partid politic plus un partid politic într-o competiție electorală nu neapărat va da un scor dublu sau triplu. De aceea noi mizăm pe membrii acestor partide, pe organizațiile teritoriale, pe susținătorii acestor partide, cât nu este târziu să se alăture proiectului care se numește Partidul Unității Naționale în frunte cu Traian Băsescu. Doamna Guțu, o întrebare din partea mea, dacă se poate. Dumneavoastră, până la 2013, ne convingeați că Partidul Liberal este cel mai corect partid și cel mai capabil să duc țara spre un viitor luminos. Mai doi ani mai târziu ne convingeați că este Partidul Liberal Reformator, astăzi este Partidul Unității Naționale. Deci în ultimii 5 ani ați schimbat 3 partide, iar ca politician să nu vă înnoiește nici cum. Spuneți-ne, vă rog, când noi pe dumneavoastră trebuie să vă credem. Domnule, că nu vă cunosc. Domnul Roibu, Dumitru Roibu, activist civic. Nu știu cine, sunt că la telefon și nu văd emisiunea în direct. Vreau să vă spun, stimate domn, că a fi traseist înseamnă a-ți schimba brusc ideea. Eu nu mi-am schimbat fidelitatea față de ideea românismului și unirii Republicii Moldova cu România. Am crezut puternic atunci când eram membru în Partidul Liberal și atunci când eram membru în PLR. Din păcate a fost dat afară din două partide liberale. Spuneți-mi, vă rog, atunci când omul este dat afară din două partide, ce trebuie să facă omul? Se ducă iar să bată la poarta acestor partide și să încearcă să convingă liderii să fie mai democrați? Desigur că nu. Ana Guțu a existat și va exista în continuare cu ideea sa unionistă. De ce n-ați pus în PLR în statut atunci ideea unionistă, dacă sunteți unioniști? Am încercat să introducem această idee, din păcate nu a trecut. Se vede că mai avem o întrebare de la domnul deputat Novac, care intenționează să vă întrebe câteva aspecte. Domnul Novac, puteți interveni, vă rog. Doamna Guțu, bună seara. Aș dori să vă întreb la capitolul, bine, punul are ca scop, să zicem, lichidarea statalității Republicii Moldova și unirea cu un stat străin. Dar dacă am înțeles corect, care este scopul de bază acestui pun? Așa este sau nu? Dumneavoastră faceți o reinterpretare eronată, domnule Novac, cu toată stima. Unirea Republicii Moldova cu România nu este lichidarea statalității, dar este oferirea unei perspective de viață mai bună tuturor cetățenilor. Vreți federația? Resetarea instituțională. Dați-mi voie să finalizez fraza. Da. Resetarea instituțională a Republicii Moldova din perspectiva oferirii unei vieți mai bune, organizării unei justiții mai corecte, funcționării democratice a instituțiilor este posibilă numai prin unirea Republicii Moldova cu România. Domnule Novac, cu siguranță aveți copii și veți avea și nepoți. Ce viitor le garantați copiilor și nepoților dumneavoastră? Dacă dumneavoastră doar în 3 fraze puteți să-mi garantați acest viitor, jos pălăria. Eu personal nu pot să garantez acest viitor copiilor și nepoților mei sau copiilor și nepoților altor cetățeni care au mai rămas în Republica Moldova să-și ducă viața de azi pe mâine. Mă înțelegeți? Noi nu aveam asigurare doamna medicală, Guțu, eu am înțeles răspunsul dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Și nici nu o vom avea, domnule Novac. Mai am o întrebare la dumneavoastră. În Parlament, ce ați reușit dumneavoastră? Doamna Guțu, o clipă. Eu din prima întrebare am înțeles răspunsul și vă întreb, răspunsul la a doua întrebare este... Doamna Guță, vă rog frumos, mai avem o singură întrebare pentru ca să putem reveni în studioul la discuție. Vă rog frumos. Întrebarea era, eu știam, era, puteați foarte scurt să răspundeți, deoarece întrebarea mea este în felul următor și noi vorbeam anterior aici în studio că, știți, dacă nu există capacități pentru a promova acest stat al Republicii Moldovei, de asta și am spus, când am spus despre ideea care o promovați dumneavoastră de bază, că lichidarea acestui stat, și dumneavoastră imediat a trecut că acolo mai bună justiție, acolo mai bun salariu, nu știu ce. Da, probabil așa și este, e mai bun. Dar de ce
Partidul Unității Naționale nu vine cu un program amplu și concret, detaliat, care ar veni cu reforme foarte bune în toate domenii, în justiție, în domnul domeniul Ionovar, economic, da, în domeniul social. În afară de, în afară domnul de Ionovar, ideea asta, nu propuneți nimic. Domnul Ionovar, acest program, scuzați că e foarte proastă legătură, vă aud prin intermitențe. Da, vă auzim, noi vă auzim, doamna Guțu. Partidul Unității Naționale are un program politic foarte clar exprimat, fiindcă unirea Republicii Moldova cu România este un proces de armonizare, armonizarea tuturor segmentelor societății, armonizare legislativă, armonizare socială, economică și așa mai departe. Și asta și înseamnă resetare instituțională. Să doamna Guțu, unirea... noi vă mulțumim pentru aceste explicații în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Vă aștept chiar în studio pentru a da curs poate unei noi discuții axate pe această temă. Domnilor invitați, revenim în studioul la discuție. A fost ceva mai devreme doamna Ana Guțu, vicepreședintele Partidului Unității Naționale. Domnilor invitați, domnule Roibu, cum ați decodificat tot ceea ce a spus domnia sa, făcând referire de la declarațiile domnului Băsescu și până la acest răspuns la întrebarea domnului Novac legată de lichidarea statalității? Noi am pus câteva întrebări. Cel puțin întrebările pe care eu le-am acordat, eu consider că am primit un răspuns evaziv, deoarece eu așa și n-am înțeles dacă dumneavoastră este unionistă, de ce atunci când a creat Partidul Liberal Reformator nu a pus ca scop de bază unirea. Ori mi se pare că asta este o încercare de a cuprinde un bazin mai mare electoral. Sunt unii care nu vor, alții care vor, dar sunt de orientare liberală. Dumneavoastră nu poate să răspundă, deși este exemplu altui partid care mai devreme a obținut această prevedere în statut. Probabil Ana Guțu face parte în aceeași categorie de politicieni care vine atunci când vin niște întrebări concrete. De exemplu, noi am întrebat, da, domnul deputat a întrebat ce scop urmăresc, să lichidez Republica Moldova? Și a spus, nu, noi nu lichidăm Republica Moldova. Și mai departe au urmat vreo 40 de cuvinte frumoase care între dânsul nu prea au legătură și oamenii care privesc emisiunea la sigur nu au înțeles ce a vrut să spună doamna Guțu. Era simplu de spus, voi ce vreți, faceți federație. Vreți armonizare, dacă armonizare, noi și acum putem să începem, și noi nu suntem pentru armonizare cu vecinii noștri. Haideți să construim drumuri comune, să avem legături mai strânse, să știi un tren rapid până la București. Eu sunt pentru asemenea inițiative. Dar ei dau un răspuns atât de evaziv, că eu câteodată am impresia că ei singuri nu înțeleg dacă ce răspuns ofer la întrebările lor. Scopul care, întrebarea care am pus-o eu era concret. Eu am vrut să o atrag într-o capcană, așa să zic, pe doamna Guțu, ca să ne spună ce concret îi propun cetățenilor Republicii Moldova în acțiuni domeniul concrete. Economic. Știți, pe cetățeanul simplu, pe Moș Ion, ori pe Mătușa Maria, nu prea o interesează unirea. Pe noi o interesează ce o să fie cu pensiile, salariile, pe student îl interesează bursele, pe medic salariu, profesor salariu și așa mai departe. Aici era și problema. Ei nu propun nimic în afară de gata, tăiem tăt și ne unim cu aceia ca la cei mai gine. Domnule Novac, eu vreau să ne explicați de ce această tăcere ca după furtună s-a lăsat pe clasa politică de la noi. Practic, la această temă a reacționat doar președinția și a luat o poziție fermă și în același timp avem și o declarație a președintelui de onoare a PD-ului care zice, cu permisiunea dumneavoastră citez, că ar trebui să fie pedepsit pentru agitația sa unionistă din Republica Moldova, făcea referire la domnul Băsescu. Totuși, ce se întâmplă? Vedeți că în ultimele zile eu urmăresc atent tot ce se întâmplă, inclusiv declarațiile domnului Deacov. O să vedeți că PD-ul nu știu cum așa parcă se distanțează de cele spuse de domnul Deacov. Dar miza Partidului Democrat care este? Miza lor este ca să axeze cât de cât să agățe de electoratul ăsta de dreapta și cel radical de dreapta, aș zice eu. În opinia mea este o idee cam năstrușnică, că știți cum, Partidul Democrat, ei, cel puțin ei așa zic, un fel de mâini prave, mâini leve, valinche, da? Un fel de așa, deci îi poziționează pe centru. Ca să te poziționezi pe centru trebuie să te agăți de un electorat. Deci noi avem eșchierul nostru politic, avem vectorul nostru politic, știm unde mergem și care este scopul nostru. Domnule Novac, dar până la urmă, lui Traian Băsescu, atât de mult îi pasă de Republica Moldova încât nu mai poate fără ea și vine să schimbe starea de lucruri sau noi ne pregătim de europarlamentare și atunci vrem niște dividende politice?
Știți, Traian Băsescu niciodată nu i-a pasat de Republica Moldova și pot să vă zic, ectele, măscăriciul ăsta politic de la București, el este un cadavru politic, un ieșuat politic acolo și încearcă să intre în politicul moldovenesc, dar pe fereastră. Și ați văzut toată epopeea și cu cetățenia. Și întrebarea, o întrebare care simplă. Poate să o pună simplă. Cum Băsescu poate solicite cetățenia unui stat pe care el nu îl recunoaște? Deci el doar Republica Moldova nu recunoaște ca stat. Chipurile astea e teritoriul lor, nu știu ce. Deci din start nu poți să ceri ce și nu... Dacă solicită cetățenii Republicii Moldova, păi spune domnule că da, este stat, îl respect, independent și așa mai departe. Să nu uităm că Traian Băsescu este cercetat penal în România. Cine și cine spune? Dacă să nu dăm noi crezare ce face DNA-ul de acolo, bun, ei ne fac tot în trimite, că e ca la dâșii, DNA. Bun, DNA-ul se ocupă de aceste cazuri. Înseamnă că până nu-i foc, nu există fum. Domnule Novac, este doamna Pavlicencu la celălalt capăt a firului. Încercăm să aflăm și punctul de vedere a domniei sale. Bună seara, doamna Pavlicencu! Fiți atenți! Da, bună seara! Mă numesc Vlad Madan. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre aceste declarații și aceste declarații de unire, cer scuze, și despre declarația în același timp a domnului Traian Băsescu făcut în cadrul unei emisiuni de la un post de televiziune din țara noastră, care atunci când a fost întrebat dacă vede o alianță cu alte partide unioniste, spunea că pune sub semnul întrebării popularitatea PL-ului și PNL-ului și spunea că nu am observat să aibă procente consistente. Cum ați primit dumneavoastră acest mesaj? Pentru că până la urmă împărtășiți aceeași doctrină. Da, dar dumneavoastră probabil cunoaște toată societatea că Partidul Național Liberal este primul partid unionist în Republica Moldova, care a instituționalizat unionismul și are un statut unionist. Și în acest sens, eu cred că celelalte entități unioniste care apar a trebuit să ne spună mersi că le-am deschis drumul și lor. Pentru că au fost unele în Parlament, inclusiv sprijinite de Traian Băsescu, și în loc să ne ajute să ne deschidem calea în baza precedenților CEDO la libertatea de exprimare și la libertatea de opinie politică, de fapt acele partide ne-au persecutat. Acum, dar dumneavoastră ați acceptat ca să mergeți în campania electorală alături de PNR? Eu am să vă spun așa. Domnul Traian Băsescu vorbește bine despre unire în Republica Moldova, practic preluând mesajele noastre și slogandele noastre ale PNL. Și ne bucurăm că atunci când era președinte era mai reticent, acum este mai deschis și repetă ce am spus noi, deci ne dă dreptate. Cât privește declarațiile sale despre liderii politici unioniști sau ceilalți din Republica Moldova, eu consider că el coboară ștacheta de la nivelul de fost președinte al României la nivelul de un președinte de onoare al unui partid care în alegerile prezidențiale nu a luat decât 2000 și ceva de voturi. Doamna Pavlicencu, deci, spuneți-mi, vă rog, prezența domnului Băsescu aici la Chișinău. Vă rog, o clipă. Prezența domnului Băsescu aici la Chișinău ar însemna și acumularea anumitor dividende politice pentru europarlamentare? Da, eu în privința asta consider că ăsta este scopul, pentru că domnul Băsescu parcă vrea cetățenia moldovenească, parcă nu o vrea, dar de fapt el se vrea martir și victimă, pentru că a spus că nu are de gând să se implice în politica moldovenească, deci până la urmă de ce ia cetățenia. Și în acest sens eu cred că partidul lui, care e cam slăbuț la un nivel de fost președinte cu greu de doar 5% și acelea mai mult pe baza sprijinului din Basarabia, că aici oamenii nu prea cunosc realitățile din România așa cum ar trebui cele politice. Eu cred că ei nizează Partidul Mișcarea Populară pe un succes în europarlamentare și are nevoie aici să-și placeze niște prieteni pe aici, acolo, care apoi să-l sprijine în europarlamentare. Doamna Pavlicencu, domnul deputat Novac are o întrebare către dumneavoastră. Vă rog să-l ascultăm. Doamna Pavlicencu, bună seara! Bunul dumneavoastră prieten Grigore Novac. Da, desigur că e de mine, domnul Novac. Eu cred că altă dată când ajungem la televiziune vom discuta mai civilizat. Vă rog. Eu, doamna Pavlicencu, am o întrebare către dumneavoastră. Deci eu vreau să fac trimitere la
ceea ce s-a difuzat și comunicatele de presă, inclusiv a DNA-ului din România și a CNA-ului din Republica Moldova, potrivit cărora Traian Băsescu este cercetat penal în statul vecin, iar domnul Șalaru are probleme cu legea vis-a-vis de comercializarea acelor complexe de rachete antiaeriene. Și asta nu o zic eu, dar o spune Centrul Național al Anticorupției. Pot să vă prezint și deci răspunsurile oficiale potrivit căruia este intentat un dosar penal pentru depășirea atribuțiilor serviciilor, nu doar. Deci, dacă sunteți dumneavoastră gata la ziua de azi să faceți o coaliție cu acești doi cetățeni cercetați cu legea, unul în România și altul aici. Vă rog, doamna Pavlicencu. Da, în primul rând vreau să vă spun că în Republica Moldova justiția știți cum este. Cui trebuie, intentăm dosar, dar cine are o grămadă de motive ca să aibă dosare penale, este ținută de rezervă pentru diferite scenarii dubioase. La fel este și în România, dar în România e mai trist că acest sistem l-a creat chiar domnul Traian Băsescu. Și chiar el se plânge de justiția de acolo. Dar spuneți că justiția de acolo e mai bună, doamna Pavlicencu, pentru ce este mai unem, dar cu nebunii și aia, care e sensul? Adică, ce să deschidem noi? Scurt, ca să ne bunim ăsta. Da, da. Vă plăsați să mă răspund. Nu mai procedați cum ați procedat. Eu vreau să spun că în România vorbesc de sistemul care a fost creat Traian Băsescu. Acum este o mare luptă și în România, dar dacă să comparăm nivelul de justiție și de lichidarea corupției în România și la noi, desigur că nu se compară în privința asta. Dar vreau să vă spun că domnul Băsescu l-a felicitat pe Igor Dodon că a ajuns președinte. Mai înainte, el a făcut report politici să voteze pentru Voronin. Așa că mie mi se pare că Traian Băsescu e mare prieten cu socialiștii și cu comuniștii și îți face doar... Doamna Pavlicencu, noi vă mulțumim pentru această explicație. Dar în privința colaborării, noi pledăm pentru candidat neșantajabil. Este foarte bine ca să cunoaștem cine și ce are schelet în dulap. Doamna Pavlicencu, eu vă mulțumesc pentru intervenția telefonică și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit. Vă aștept în cadrul studioului Reflector Analitic pentru ca să discutăm poate aceste aspecte mult mai aprofundate. Eu vă doresc o zi bună, doamna Pavlicencu. Domnilor invitați, domnule Novac, domnul Roibu, aici au fost lansate câteva teze în discuția cu doamna Pavlicencu. Se recunoșteau acumularea unor dividende pentru europarlamentare de către domnul Băsescu și asta mă duce cu gândul la faptul că s-ar crea în societate și niște clivaje la nivel de susținători ai ceea ce se numește unionismului. Domnul Roibu, cum vedeți dumneavoastră? A fost o intervenție destul de interesantă a domnului Pavlicencu, în care noi am reușit să descoperim câteva momente esențiale. Primul, unioniștii n-au fost, nu sunt și probabil nici nu vor fi o forță consolidată și cu atât mai bine, pentru că ei în așa mod nu prezintă pericol real. Doi, Băsescu nu este înger, așa cum încearcă a fi prezentat și la televiziunea publică Moldova 1 și la alte fără posturi. Fără ca să facem publicitatea acestor posturi. Fără să le facem publicitate, dar așa cum el este prezentat, fiind un personaj foarte pozitiv și curat și un politician destul de competent și plauzibil, iată că politicienii cu experiență din Republica Moldova nu spun acest lucru, din contra ei spun inversul, pun la dubii. Asta înseamnă că unionismul, cum a fost un interes de partid, un interes de acumulare de capital, un interes de acumulare de inclusiv capital politic și susținere și poziții în societate, el așa și-a rămas. În esență, unionismul, după așa cum s-a referit și domnul Novac, el nu prezintă niciun fel de soluții pentru problemele reale existente, mai mult ca atât. Foști deputați, miniștri, funcționari de stat înalți, inclusiv și de România și de Republica Moldova, dar mai cu seamă cei din Republica Moldova, când vorbesc despre unire, că unirea trebuie pentru că noi să facem drumuri, să rezolvăm problema cu pensiile și cu alte chestiuni, asta înseamnă că ei recunosc impotența lor totală politică. Deci atâta timp cât ei s-au aflat în funcție, ei au fost impotenți politici, iar acum ei vin cu niște propuneri populiste și demagogice ca stulburi încă o dată mințile cetățenilor. Domnule Novac, avem o minută la dispoziție pentru a face concluziile acestei emisiuni. Ziceam pe parcursul acestei emisiuni că avem reacția președinției care a cerut până la urmă ca SISU-MAI, Procuratura Generală, să se sesizeze și să ia o poziție. Ce urmează să se întâmple? Urmează declarația altor partide politice, condamnarea lor, o reacție a guvernului, a parlamentului, pentru ca să știm încotro mergem și noi. Eu cred că săptămâna viitoare vom asista deja la prima ședință a parlamentului, unde va fi foarte fierbinte abordat acest subiect.
Mai mult ca atât, eu cred că unirea despre care tot se vorbește este ca o beție, aș zice eu, dar să nu uite cei care promovează această beție, că după ea urmează Marea Mahmureală. Și a treia constatare care o putem face este că unioniștii nu se pot uni între ei. Nimai vorbim că să mai facă unirea între două state care categoric nu au nimic în comun și sunt state de fapt total diferite, recunoscute la nivel internațional. În 10 secunde, dar ceilalți, România dorește acest lucru? Noi vorbim din prisma unioniștilor de la Chișinău. Săptămâna trecută a fost publicat un sondaj potrivit căruia doar 27 din români și-ar dori, ori ar accepta. N-ar fi împotrivă. N-ar fi împotrivă să fie unii. Doar 27. Deci este, este un... Nimai vorbim de noștri. Este un indice relevant în contextul discuției noastre. Da. Este un indice care ne indică că ambele mari maluri ale Prutului nu-și doresc această unire despre care tot se face vâlvă în societate. Atât a fost Reflector Analitic. Eu vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Estimați telespectatori, sunt Vlad Madan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu ochii pe noi.